Salut, eu sunt Sherry și bine v-am găsit la Sherry Show Podcast, această extensie, practic, a primei emisiuni pe care am creat-o din rațiunea că nu am timp să discut tot ce mi-aș dori să discut cu invitații mei în această emisiune. Aici, la Sherry Show Podcast, avem timp, fraților. Aici avem timp să intrăm și să discutăm toate prostiile. Suntem relaxați, suntem liberi, n-avem întrebări scrise, n-avem nimic, o să avem o discuție liberă și, desigur, am alături de mine doi invitați, cea mai mare vedetă din România și Dorian Popa, pe care vor să-i primiți cu aplauzele, mulțumim foarte mult. Că... Bun, asta mă așteptam, sincer, mă așteptam. Te pupăm, să știi că foarte multă lume îmi spune, domne, da, eu cred că Cheluțu-i mai cunoscut decât tine. Băi, nu vreau să dramatizez, dar asemenea unui părinte, n-am să fac paralela asta în modul ăla, pentru că nu se compară un animăluț cu un copilaș, dar asemenea unui părinte, sunt extrem de fericit că băiatul meu este poate mai cunoscut decât mine. Adică mă bucură chestia asta, n-ar avea de ce niciodată să mă facă să mă simt inferior, ca să zic așa. Băi, eu nu știu dacă Cheluțu e mai cunoscut sau nu decât tine, dar ce știu cu siguranță este că ascensiunea lui în faimă s-a întâmplat cu siguranță mult mai rapid decât la tine. Bă, nu? O să-ți vină greu a crede, pentru că nici mie nu mi-a venit a crede, dar să știi că are și hateri, mă, Cheluțu. Dar cum se manifestă haterii ăștia cu Cheluțu? Adică ce spun ei sau ce susțin? Care-i rațiunea? Bă, stai așa, mă, să-l aduc aici lângă tine să te vadă băiatul frumos, așa că vorbim acum de el. Shelly, oamenii îți dai seama că n-au cum să haterească un cățel în mod direct, dar îl hateresc în mod indirect, în sensul că ce caută un cățel în trending și probleme din astea. Asta era, bă, problema României, mă, să vorba. Avem drumuri, avem autostrăzi, avem spații verzi, mai scapăm și de câini ăștia din trending, că ăștia strică țara asta frumoasă, da, în rest toate lucrurile erau în ordine. Obiectiv vorbind, poate ar trebui să facă un trending pets sau trending dogs, că altfel nu-mi explic. Separat ca să fie toată lumea mulțumită. Din păcate, Shelly, este o problemă mondială, nu neapărat o problemă românească, că n-aș vrea să raportez totul la țara noastră. Invidia de multe ori copleșește motivația. Asta am spus-o și când am fost la Mihai Gâdea, unde ai fost și tu invitat și unde am avut discuții așa mișto cum am și cu tine. Și am zis, bă, frate, dar n-ar fi mai mișto să păstrăm invidia asta doar ca un factor motivator și să nu o lăsăm să fie și un factor destructiv și să aducă energie negativă între oameni? Eu zic că, na, ușor, cu timpul vom învăța să facem din invidie, că orice om e invidios. Mă, și eu sunt invidios și tu ești invidios. Vezi la unul niște lucruri pe care ți le dorești, nu le ai. Și le vezi și există sentimentul în tine, doar că poate fi transformat în ceva pozitiv sau negativ. Poate să fie like, oh, ia uite-l și pe ăla, sigur, fură dă în cap de alea. Sau ia uite-l și pe ăla, bă, trebuie să muncesc și eu ca ăla și să fac ce a făcut ăla. Că dacă ăla a putut... invidios pozitiv. Exact. Două mâini, două picioare, două șosete, toți avem, da? Face ăla, faci și tu. Tu ai avut momente de invidie? Ai momente de invidie? Da, normal. Dar pozitivă, constructivă. Shelly, consider că pentru mine invidia a fost un mega factor motivator și că invidia este unul dintre sentimentele de bază care m-a ajutat să am succes în viață. Dar când spui asta, lumea trebuie să înțeleagă că e pozitivă. Adică, păi, multă lume când înțelege invidie, se gândește doar la ură, la partea negativă a invidiei. Am învățat Shelly să transmit anumite mesaje către cei care le pot înțelege. Nu consider că mai este cazul, din anumite puncte de vedere, să stai să explici mesajul în 5 limbi diferite și să-l spui pe 5 tipuri de exprimare, doar ca să înțeleagă toată lumea. Cine are urechi, creier și cap să înțeleagă, va înțelege. Nu e obligatoriu ca toată lumea să înțeleagă ce vorbește un ins și în același timp nu e obligatoriu ca toată lumea să placă un ins. Corect, corect. Dar nu? Totuși cum să nu-l prași pe Cheluțu? Adică, da. Băi, totuși, nu totuși. Știu, păi, adică aș putea înțelege să nu-l plași pe Cheluțu după ce te-a capsat, dar până să te capseze ce ai cu el. Eu am dreptul, da, are dreptate. Eu am dreptul să nu-l plac pe Cheluțu. Dar ce, mă, te-a capsat pe tine? Cum? M-a mușcat și pe mine Cheluțu. Da, dar nu din aia serioasă. Nu, serioasă, a fost cu multă dragoste, pac, mușcătură, știi cum e, dragoste, cu păi un pic, mă, de durere. Tată, dacă nu ai făcut ce-a vrut băiatul... Dar oare ce vrea Cheluțu, mă, ce vrea? Cine știu, mă, și el, auzi, poziția, da, lui vrea. Dacă ai plecat de acasă pentru o perioadă de timp, că sunt convins că la un moment dat o să pleci, bă, cu cine l-ai lăsat pe Cheluțu? Cu cine l-ai lăsat pe Cheluțu? Am niște variante de răspuns. Deci fii atent, dintre toți oamenii ăștia, cu cine ai alege să... Cine crezi că ar avea cea mai mare grijă de Cheluțu? Avem așa, Jador, Nane, Dani Mocanu, Andreea Tonciu sau Arina Eremia. Dintre toți acești oameni, deci repet... Zim, cine a ales numele astea, că omul... Deci, avea chef de distracție, nu, deci, glumă?
toți acești oameni din showbiz românesc, îți mai spun o dată, Jador, Nane, Dani Mocanu, da? Andrei Atonciu și Arina Eremia. Cine ar fi un îngrijitor de câini mai bun? De-a lungul vieții eu am învățat că majoritatea business-urilor se împart ca o, precum o pizza, știi, sunt graficele alea. Uh-huh. Și o bucată de pizza aia al unu și când mă gândesc la numele astea pe care le-ai zis, îmi dau seama că e toată bucata de pizza din showbiz-ul românesc, înțelegi? Avem și Eremia și Mocanu, avem și Jador, dar avem și Nane. Cu cine l-aș lăsa pe Cheluțu? Cine ai lăsat? Cine crezi că ar fi cel mai grijuriu? Cine crezi că ar fi cel mai ok? Bă, frate, l-aș lăsa lui Nane. Un Nane? Da. De ce, mă, un Nane? Păi pentru că, în primul rând, nu știu dacă, adică mi-ar fi milă de fete să-l las unei fete. Da. Pentru că nu știu dacă ar putea să-l stăpânească, e destul de puternic și el are nevoie de dominanță fiind un câine adoptat, da? Pentru că acolo el a făcut legea unde nimeni nu-l băga seamă și acum trebuie dominanță. Și sincer, dintre Jador, Dani Mocanu și Nane, n-am greșit, da? Ei sunt cei trei băieți, da? Da. De Dani mi-e frică un pic, așa că l-am văzut în clipul ăla cu doi dulăi de aia mari, nu știu, dar unul mai mare pentru Dani, să nu mă trezesc că îl pune pe Cheluțu la rotisor. Jador, cred că e prea haosat, eu cred că Jador l-ar pierde pe Cheluțu în primele 10 minute după ce îi lași încredința. Da? Nu-l cunosc, dar din ce văd pe social media, cred că e un pic mai haosat decât mine. Și atunci Nane e răspunsul cel mai bun, nu știu. Așa cred eu că Nane ar putea să-l stăpânească. Okay, Nane, dacă te uiți la asta, să ne spui dacă crezi că ai putea să gestionezi pe Cheluțu, un câine foarte agresiv. Supere, da. Păi nu, dar... Bă, stai, bă, ce faci, mă, ce reclamă-i faci lui ăsta? Băi, un câine foarte agresiv, frate, are 13 kg. Uite, dar e agresiv, păi, adică da, e mic și supărat. Păi știu, așa se înseamnă că tu așa te explici despre un chihuahua. Dom'le, un câine foarte agresiv, mare grijă, pune de la pe intrarea poartă, atenție, câine rău, cu de la cu țep la gât, când intre apărul din aia. Da, tati, nu, tu nu faci băie, băie, tu faci mai bine. Nu, dar e supărat așa, mic și supărat așa, nu? Da, mă, este, dar na, eu încerc să mai glumesc, ți-am spus și în emisie și mă bucur că aici avem timp să vorbim mai pe larg. E un câine care are sechele, e un câine a cărei tinerețe nu-i dă pace, evident, dar eu sunt absolut sigur că în timp îl vom cuminți. Cristi, dresorul lui, să știi că se preocupă foarte mișto de el. Și să nu uităm că el doar ce a fost hățugionele... Și în 2-3 săptămâni, din punct de vedere medical, nivelul lui de testosteron va scădea vrea, nu vrea. Adică el poate să se dea cu fundul de pereți și cu capul de pereți, că tot jumătate băiat o să fie. Da, da, da. Dar de cât timp are dresorul ăsta? De când l-ai luat tu? Nu, are dresorul de când m-am mutat la casă, Shelly. Okay. Cheluțu a avut o perioadă în care a stat la socrii mei până când eu am terminat casa, întrucât a fost o perioadă de... Eu eram încă la garsonieră, dar pe el îl adoptasem. Uh-huh. N-avea ce să caute în garsonieră cu motanii mei, pentru că fereasca Dumnezeu ce e acolo. Eu știu, eu am fost și la garsonieră la tine, știi foarte bine câte seri am avut la garsonieră și la casă acum și, într-adevăr, n-avea ce să caute. Nu, n-avea ce căuta și atunci a stat la socrii mei și în momentul în care a venit la mine acasă am zis, bă, clar, trebuie stăpânit. Tu știi că era și problema cu piscina de acolo, cu noată, Cheluțu și toată șarada. Da. Și am zis, mă, cineva trebuie să aducă acest cățel pe linia de plutire, pe drumul corect. Și uite, așa l-am cunoscut pe Cristi. Să știi că l-am cunoscut pe Cristi pentru că ne aflăm aici, dând un shout pe YouTube. Da? Bă, vreau un dresor mișto, nu ce. Mi-au scris oamenii, domne, uite, Cristi, un băiat super ok. Mi-a plăcut și de Cristi, deși trebuie să-l țac pe Cristi. Nu știu la ce cameră să mă uit, că toate s-a prinse. Fii atent. Mm. Ce îmi zice Cristi? Dresorul. Aba, da. Bă, am auzit că e vorba de tine. Zice și prea știam așa ce decizie să iau. S-a grăbit și el, dar îl pup și îl salut și este un om senzațional. Ce, dar când am auzit că ai adoptat un câine, am zis, băi, indiferent cine e ăsta, eu mă duc pentru sufletul ăla și pentru faptul că a adoptat un câine. Și uite, așa ne-am cunoscut cu Cristi, un om foarte principial și foarte mișto, care era oarecum speriat că se gândea, bă, Dorian Popa, cine știe ce jucărie de cățel, ce-o vrea să fac, să facă tumbe pe YouTube, nu m-aș băga. Când auzi că este vorba despre un cățeluș care trebuie recivilizat sau doar civilizat, s-a băgat instant și uite că am reușit cât de cât să-l modelăm, dar mai avem de muncă mult. Dar cu desorul am învățat să nuate. Am învățat, nu? Mă, e impropriu spus că am învățat să nuate. Băi, noi am văzut acolo, mă, ce ai? Păi da, orice câine și orice om știe să nuate. Păi da, da. Fără dresor, nota așa bine? Nu, vrei să spun cum învață copiii, oamenii să nuate când sunt mici? Sunt aruncați în apă. Și tu așa ai și făcut Cheluțu, l-ai aruncat în apă și gata. Nu l-am aruncat în apă, dar norocul a făcut bășelii să am partea aia din piscină unde e apa atât, știi? Unde sunt jeturile, da, unde da, stă da, la trândăveală, da? E, și acolo lui apa ajunge până la gât. Și atunci a trebuit să l-am băgat acolo, el acolo și-a dat seama că stai așa, că stă în apă, nu prea e, și când pleca de pe ăla, l-a învățat să dea. Am înțeles. Dar am luat și vestă de salvare, adică să nu crezi că l-am aruncat pe băiatul meu la sacrificiu. Am înțeles.
Da, mă, frate, dar deci în Piscinescu, practic, acolo pe area, doi, pe patul ăla, da. Dumnezeu a făcut ca acel pat să fie pentru păi, el. Tu ai o grămadă de nume pe care le găsești pentru toți oamenii și toate lucrurile din jurul tău. Așa. De la Cheruțu, da? Hâs Johnure. Hâs Johnuțure, te-am auzit mai Piscinescu. Mai nou. Piscinescu. La WC-ul n-are rost să mai amintim. Căcănescu. Așa. Vreau să te întreb, Doriane. Când vei face un copil, dacă vei face un copil, ce nume îi vei pune? Copilescu? Cu siguranță îmi doresc o familie întreagă și cu siguranță copilul meu va avea un nume, nu neapărat că ar fi o chestie rea, dar va avea un nume care să se remarce un pic. Eu toată viața mea, o să spun o chestie pe care mulți oameni nu știu, nu toată viața mea, eu jumătate din viața mea, până la 18 ani, am avut o mare dramă din pricina faptului că mă cheamă Dorian. De ce? Pentru că era un nume ieșit din comun. Toată lumea făcea Caterinca în sensul că ce Dorian ăsta, bă, eu n-am auzit numele ăsta în viața mea, că ce e asta? Și dintr-un complex, să știi și el, că toată tinerețea mea eu mi-am spus Doru. Doru? Doru! Eu așa mă prezentam. Deci dacă dădeam, când tu erai de seamă, da, cu mine, Doru. 19 ani, da. Spuneam, salut, Doru sau Doruleț, că într-un final toți prietenii spuneau Doruleț. Doruleț, știi? Asta Doruleț, da. Doruleț. De rușine să nu-mi spun Dorian. Maica mi-a spunea că-s nebun și știi când am început să mă intitulez Dorian și să mă prezint Dorian? Ah. Abia când am intrat în La La Band. Pentru că producătoarea Ruxandra Ion, salutări și mulți pupici, un om extraordinar, mi-a zis, bă, tu ești tâmpit, păi pe tine te cheamă așa frumos și tu spui Doru. Da, Doru, că de acolo Hingul. Imaginează-ți că liceul a fost plin de glume, Duru care spală hâzjonule, etc., etc. Băieții, da. Dar mi-era efectiv rușine să-mi spun numele complet. De ce? Pentru că mi se părea un nume ciudat și neplăcut tocmai din cauza faptului că ieși din comun. Nu! Uite, am un vecin, un prieten din facultate, care i-a dat copilașului lui numele Pablo. Pablo. Evident că mulți cârcotași, bă, dar ce te crezi de scovar, că stai, că hai, că bos, e un nume superb. Da, este. Ca este. Să nu mai punem la calcul, să nu mai luăm în calcul și faptul că e un nume care are un capital de imagine, dacă stăm să luăm așa. Da. Înțeleg ce vreau să zic? În fine, înțeleg, Doru, înțeleg. Ca să nu divagăm și el, un nume Duru care spală hâzjonule, un nume frumos și ieșit din comun, mi-ar plăcea. Un nume frumos și ieșit din comun. Da. Bă, dar eu nu pot să trec peste asta cu Doru. Tu, practic, când te prezentai, Doru, erai Doru. Doru, la examen, Doru. Oriunde mergeam, eu eram Doru. Și tu când te prezentai, Doru contabil, practic, că tu ai fost practic contabil înainte, adică ai terminat ASEU. Da. Și am lucrat și eu, și în bancă mă prezentam ai Doru. Ai lucrat în bancă și erai Doru în bancă. Doru, eram Doru de la bancă, ești nebun. Cum vezi tu economia mondială în următorii ani? Domnule contabil Doru. Bă, cum văd eu economia mondială? Da, fă-mi o întrebare bună. Hai să discutăm despre treaba asta, pentru că e... criza asta care e o criză și nu e o criză și nu știm ce se întâmplă. Nimeni nu știe ce se întâmplă. Bă, obiectiv vorbind, există zvonuri care spun că Mapamondo este pregătit pentru această a doua criză din prezent, că de fapt ar fi a treia și cea din 1929, care am înțeles că aia a fost prima criză financiară. Și de fapt, ci că asta de acum s-ar compara cu aia, nici de cum cu 2007-2008, care a fost o floare la ureche pe lângă ce se întâmplă acum. Aș vrea să cred că suntem pregătiți. Din punctul meu de vedere, va exista un declin. Hai să o vedem ca pe un grafic, da? Uh-huh. Ok, să spunem că poate și dacă nu va scădea economia în perioada ce urmează, până în 2022, tot o văd stagnând. Stagnarea, din punctul meu de vedere, e best case scenario, da? Cel mai bun caz. În cel mai rău caz, se va și duce un pic la vale. Dar părerea mea este că după ce vom depăși acest moment, va fi în continuare trend ascendent. Pentru că, în primul rând, acum, creierele cele mai luminate ale lumii fumegă pentru a putea depăși această criză și știm cu toții că în situație de criză și de panică, omul devine mult mai eficient. Vreau să cred prin optimismul meu că din această chestie nasoală omul va ieși mult mai motivat și mult mai muncitor, când spun omul mă refer la tot ce are două picioare pe planeta asta, și că din 2022 în sus trendul ascendent nu numai că își va reveni, va fi chiar ascendent mai bine decât înainte, adică până în 2020. Nu pari îngrijorat de vreo criză viitoare? Nu vreau financiar. Să fiu îngrijorat, Shelley, e inevitabil crahul ce va veni. Hai măcar să fim pe poziții și să sperăm și să muncim pentru depășirea lui, că dacă stăm să ne facem acum, aoleu, ce o să vină, mamă, ce rău o să fie, oricum o să fie rău. Nu schimbăm nimic dacă ne mai panicăm. Corect, așa e, dar poate e ușor pentru mine și pentru tine să spunem asta, pentru că suntem doi oameni care
de ce să ascundem acum, avem o situație financiară bună, stabilă, avem siguranța zilei de mâine. Eu sunt foarte curios, în schimb, care a fost momentul în care tu ai fost cel mai sărac, când ai avut vreodată greutăți financiare? Și dacă da, povestește-ne și spune-mi cum ai trecut peste ele. Eu cred că faci mișto. Păi asta spun. Deci fii atent, la 20 de ani, nu că am avut dificultăți financiare. Maica mea s-a supărat pe mine, pentru că tatăl meu deja se despărțise de ea, dacă nu mă înșel, cred că și decedase pe la momentul ăla, sau urma să, nu decedase încă. Noi avem o poveste un pic tragică, în sensul că știi foarte bine și toți cei care se uită la noi știu că în urma unui divorț există un proces care se numește partaj. Acolo lucrurile se împart frățește, jumii-juma, că așa au drepturi soții între ei. Și în momentul în care tatăl nostru ne-a luat jumătatea pe care o merita și nu a mai ținut contactul cu noi, mama mea a rămas doar cu jumătate, din care ea nu a putut să recumpere proprietăți imobiliare. Logic, a folosit banii ca să ne ajute pe noi să terminăm facultățile, să ajungem oameni cu carte și pe picioarele noastre. Pentru și cine nu știe, pe tine și pe fratele, tău, și pe fratele care meu, Ciprian, care este medic în Germania, da. Exact. Și a terminat al doilea facultatea din Constanța. Ce pentru că îmi place să mă mândresc cu el. Chirurg? El acum nu este chirurg, este internist, dar să știi că putem să ajungem și acolo dacă vrei, nu o să vreau să divagăm acum. A renunțat la spital pentru medicina muncii. Ok. Îți voi povesti mai târziu un pic. Revenim la paranteza inițială. Mama mea nu prea mai avea bani, tot ce auzeam de la ea era, aoleo, iar i-am intrat în descoperire. Nu prea știam eu ce înseamnă. Știu că la anumite carduri, nici în ziua de astăzi nu am folosit, îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu a fost nevoie. La un moment dat poți să scoți bani de pe card, dar nu-s banii tăi. Și aia se numește descoperire. Da, da, și în sensul că ei dai un fel de credit, știi? Și m-am dus eu la bancă, cine știe ce investiții de 20 de ani aveam eu, și am scos de pe cardul lui maică-mea 7 sau 8 milioane, dar bani mulți pentru niște oameni, știi, care nu aveau posibilități. Și m-a sunat și mi-a zis, nenorocitule, nesimțitule, ce ai făcut cu banii aia, că erau ultimii mei bani din descoperire? Adică i-am luat ultima rămășiță din împrumut? Ultimii bani care nu iau nici a ei. Să-mi aduci cardul! Ce să fac, trebuie să-i duc cardul? Zic că am fost nesimțit și știam că sunt nesimțit din momentul în care tastam suma pe care vreau să o scot, dar era vital atunci, știi? Aveai nevoie. Era vital. Tu erai atunci, erai în București, erai la facultate. Trebuia să plătesc chiria, mă, și nu aveam ce să plătesc chiria, înțelegi, era jale, dar mă săturasem de cămin, am stat un an jumate în cămin și toți prietenii mei stau în chirie și am zis, bă, vreau și eu în chirie, spar chiria, ajungem acolo imediat. Stai un pic, chiria a fost garsoniera sau ai stat într-o altă chirie inițială? Nu, frate, o garsonierică luată pe centru, pe la gara de nord. Nu aia din Vitănescu. Nu, aia din Vitănescu, o să ajungi și acolo. O garsonieră random de la gara de nord. Am plătit chiria, mi-a luat cardul și după ce mi-a luat cardul, băiatul meu, am rămas cu ochii în soare. Pentru că nu eram salariat, încă nu munceam. Bă, n-aveam? Păi și ce ai făcut? Cum ai trecut peste treaba asta? Păi ce să faci? Clasica, ca la 20 de ani. Dă și mie, te rog eu, 2-3 milioane, dă și mie 2-3 milioane până i-am făcut pe cei 11 de chirie. Cu mâncărica, știi cum e, mai te întâlnești cu vecinul, dă și mie o gură de pâine că e caldă, mai și te duci la vecinul, mamă, ce ciorbă bună ai, dă să o mănânc și eu. Nu vreau nici să dramatizez și nici să fac din asta o poveste, dar să știi că au fost vreo 3-4 luni în care m-am chinuit. Moment în care ulterior m-am angajat la bancă, mi-am dat seama că trebuie să încep să și muncesc în paralel cu facultatea. Mama mea și-a dorit foarte mult să învăț fără să muncesc. E foarte important să te poți focusa asupra studiilor, e greu să le faci pe amândouă și atunci ai zis, bă, stai cu nasul în cărți acolo, e pe ea preocupat-o foarte mult educația mea, stai cu nasul în cărți și când termin facultatea muncești. Adică ea avea o chestie, era o chestie nobilă ce încerca ea să facă cu mine. Și optimistă, la fel ca tine. Numai că trebuia să mă și țin în viață, știi? Mi-am dat seama, m-am angajat, de atunci normal că ușor-ușor au revenit și relațiile între mine și maică-mea și pot să spun că aia a fost perioada mea de sărăcie cruntă, adică cu fomică, mai rău ca în Asia Express. Mai rău? Păi mai rău, că știi cum e în Asia Express, râzi, te gândești că stai așa că fac fomica, dar se termină contractul, mă întorc acasă și mănânc 1450 de pâini. E altceva când ești într-o situație limită pentru că ești într-un proiect și pentru că știi că ai decis chestia aia. Corect, da. Și știi că se va termina la un moment dat și te întorci acasă. Exact. Dar atunci nu știai dacă se va termina sau nu. Te-ai angajat la bancă și cu banii de la bancă ai trecut peste perioada aia? Nu, vrei să-ți povestești și povestea de la bancă? Păi eu știu ceva că tu urai jobul la bancă și doar mai nu-l uram. Stai să nu se înțeleagă greșit. Eu nu-l uram, dar tu mă cunoști pe mine, e da? E greu ca Dorian să urască ceva oricum. Și te cunoști și pe tine. Tu te vezi stând 8-9 ore la birou în fiecare zi, la costum, cu pantofi de aia de te dor degetele de la ei,
cu cravata strânsă până aici, că așa e la unele bănci care au holdingurile afară și țin la reguli. Nu te vezi, nu? E, imaginează-ți tu leul leilor în cușcă acolo. În fiecare zi era la birou. Am povestit-o pe asta de un milion de ori, parcă-s babalâc de ăla de se mândrește. Și stăteam cu o mână pe birou așa, bine, după ce făceam eu actele alea. Cu o mână pe birou, puneam în falc aici și adormeam așa, deci imaginează că eu dormeam așa, da? De ce? Pentru că era birou din ăla împărțit pe din patru, ca la americani. Așa. Cubicle, cum cubicle. Cubicle, da. Și mi se vedea părul pe deasupra. A, și tu eu am încercat așa? Să dorm așa de două ori ca la școală, dar se auzea, Dorian, unde ești? Înțelegi? Și mi-am dat seama că trebuie să vadă părul. Și în momentul ăla zic, stai așa, băiatul meu, că dacă mă pun așa, mie nu mi se vedea ochii, înțelegi? Se vedea puțin de frunte și de păr. Dormea câte o oră, două, până când s-a prins șefa. Cred că se ridica, știi? Cred că făcea așa și mă vedea. Dar tu nu erai în relații cu publicul acolo, nu? Nu, frate, eram în back office și prinsesem un job foarte bun, tot prin mamișor. Care mi-a zis, băi, deci trebuie să te angajezi, nu se poate, tu ești lepră din aia, tu o să ajungi lepră toată viața, zice, hai să facem ceva cu tine. Și tot prin mamișor, și acum să ajung înapoi la poveste, eu făceam treaba, dar era așa cu greu, știi, tras, urnit. Bun. Și în decembrie vine șefa la noi, Corina, o pup pe Corina, zice, hai să-ți alegi concediu că ceilalți colegi și-au ales, tu fiind ultimul venit în departament, trebuie să-ți alegi și tu. N-am înțeles în tocmai ce înseamnă informația pe care am primit-o pe loc. În momentul în care am ajuns la calendar și am văzut toate datele libere încercuite, mi-am dat seama ce înseamnă. Eu trebuie să aleg din zilele rămase. Ce crezi? Pe 31 trebuie să fiu la birou. Mă, 31 decembrie, da? Deci de Revelion. Adică de Revelion eu trebuie să fiu la birou până la 6 seara și de Crăciun. No. Problema e că eu la 20 de ani eram obișnuit cu filmul de tânăr. Și eu aveam locul plătit în cabana la munte, cabana închiriată cu colegii. Normal, cum ai fel? Și acum mă uitam la tablou ăla, în mintea mea era cabana, ninja, grătare, artificii. Și pe tablou ăla eu aveam liber, cred că 5-6 ianuarie, înainte de Crăciun, până 15 decembrie. Și zic Corinei, zic, doamna Corina, dar eu ce mai aleg de aici? Păi ce e liber, Dorian? Și-a plecat. Bă, și a fost o discuție între mine și calendarul ăla, în care eu spuneam, bă, trebuie să-mi dau demisia de aici, nu se poate, n-am cum așa ceva. Ei, și două zile mai târziu mă duceam către biroul doamnei Corina și în momentul în care eu am intrat, era un zâmbet total, zic, bă, ceva nu e ok. Ce crezi că se întâmpla de fapt și de drept, Shelly? Ne-am dus acolo, eu doream să-mi dau demisia, ea dorea să mă concedieze. Incredibil, gând la gând cu bucurie. Și a fost un de-asta... Vreau să pleci și eu vreau să plec, like, oh, ne-am vrut să-mi frate pup, să-mi rup mâna. Doamne ajută, mirează și tu ce mai ai de virat ultimul salariu, te-am pupat. Am plecat, bă, nu cred că a trecut o zi, sună mamișor. Normal că te-a sunat la control. Mâine simțitule, nu, aflase deja. A. Mâine simțitule, mă, păi eu te angajez la bancă și îmi crapă obrazul de rușine când aud că nu numai că tu dormi pe birou acolo, dar tu voiai să-ți dai demisia. Păi ce înseamnă asta? Păi zic, nu că voiam, zic, mi-am și dat-o într-un fel, a fost un soi de concediu demisionare, așa cum s-a spune. Concediu, zic, dar nu știu cum să-ți explic, dar eu nu mai sunt angajat acolo, eu plec la munte. Cu ce bani? Nu știu, nu mă interesează, mă duc să mă relaxez, sunt tânăr. Nu erai panicat totuși, adică nu erai totuși panicat, bă, atunci nu știai de castingul cu pariu, cu viața, nu era încă... Mie îmi place să dau un iz de glumă, pentru că suntem aici și trebuie să râdem, să ne distrăm și el, eram mega panicat, pentru că eu toată viața mea am fost un vizionar. Și toată viața mea mi-am dorit să ajung cineva și să muncesc și să fac, să am reușit în viață. Lucru pe care îl sfătuiesc, lucru ce-l transmit și copiilor de acasă să-l facă. Bă, munciți, încercați să vă atingeți obiectivele și încercați să credeți în visurile voastre, pentru că numai atunci ele se pot întâmpla. Eu eram un vizionar și ziceam, bă, dar cum ajung eu director de bancă? Eu asta îmi doream. Cum ajung eu director de bancă dacă mie nu-mi place să muncesc în bancă? Ce se întâmplă cu mine? Niște întrebări în capul meu existau. Doar că îmi doream să găsesc, știam de mic că este foarte important să muncești ceea ce îți place, să faci ceea ce îți place. Pentru că dacă nu-ți place să lucrezi în bancă, cel mai de jos job, n-ai cum să muncești atât de mult încât să ajungi director. Da, tocmai asta e faza. Ideea e că nu era un job de jos neapărat, dar eu făcând contabilitate cu bunica mea, pentru că așa am intrat în lumea contabilității, eu am aflat că atunci când ești contabil, ești acasă la calculatorul tău, cu cafeluța, cu actele. Și așa work este. From home, pe sunt Zoom. Sigur că aș fi putut fi un contabil de succes dacă aș fi făcut asta, pentru că făceam un birou frumos, îmi luam oamenii care doreau, munceam când voiam, pentru că tu poți să faci declarațiile 100-300 și noaptea la 1. Da, voi vă dați seama cum ar fi să ai pe Dorian contabil, să te duci și tu cu vraful de hârtii, de bonuri, de facturi. Hai, Jonuțul, aici, de bonuri, bonurescu, hai să vedem, facturescu. Dacă ești făcut pentru cifre în viață,
ți se potrivesc. 50 Cent a spus, you do the math, we count the dollars. Da? Frumos, frumos spus. Deci dacă e cu cifre, se poate. Aș fi putut face cu brio și chestia asta, dar sunt absolut sigur că sunt mult mai în elementul meu aici, în cariera asta. Băi, cu siguranță ești. Dar ok, tu-ți doreai în momentul de față, în momentul respectiv, n-aveai deschiderea asta către media. Castingul, știu că te-a luat, că a fost o chestie de pe azi pe mâine, acel casting pentru Pariu cu Viața. Da, întrebarea mea este... Dar tot în perioada aia, să știi. Da, da, ai avut o pauză de când ți-ai dat demisia între casting. De maxim jumătate de an, pauză în care... Da, în pauză în care maică mea se întreba în continuu, Doamne, ce o să facă copilul ăsta? Îți doreai să... Zis, că, mamă, tu ești în stare să... Eu sunt în stare să te găsesc pe tine la pușcărie, zice. Păi ție, dacă nu-ți place munca, eu de unde să mă gândesc la ce prostii ăsta puși tu? Zic, bă, stai, unde mai făcut, mă, Pablo Escobar deja? Foarte mulți oameni sunt în situația pe care tu ai descris-o și... Drumul pe care majoritatea dintre ei îl aleg, ei văd oportunități în alte țări. Majoritatea emigrează. Tu te-ai gândit vreodată să pleci din România, să emigrezi? Bă, știi care e faza, Shelly? Am să spun datorită, pentru că mi se pare o informație de bun augur. Datorită concertelor pe care le-am avut în diasporă, am cunoscut foarte mulți români plecați de acasă. Și îți spun, am spus-o cu datorită și n-am spus-o cu din cauză, pentru că este o informație de bun augur. Românii, să știi că își doreau să meargă acasă. Mie asta mi se pare o informație bună. Pentru că dacă oamenii își doresc să meargă acasă, înseamnă că totuși viața nu este atât de dulce pe cât pare în străinătate. Și doi la mână înseamnă că totuși ceva ne cheamă acasă. Am avut și eu de multe ori gândirea cu mamă cum ar fi să plec din țară. Am vrut să plec cu work and travel în liceu în state, nu s-a legat. La un moment dat am vrut să plec cu Erasmus în Franța, nici acolo nu s-a legat. Și am zis ulterior, când m-am mai maturizat, bă, dar mie îmi place mult acasă. Eu nu cred că aș putea face față neapărat în altă țară, nu neapărat din punct de vedere al faptului că nu e publicul meu acolo și că oamenii nu mă recunosc, ci pentru că știu și de la fratele meu și de la mulți oameni pe care i-am cunoscut că nicăieri nu-i ca acasă. Sunt un patriot convins, consider că oamenii sunt mult mai acizi din punct de vedere al caracterizării țării noastre, omițând faptul că și în România multe lucruri sunt încă foarte mișto. Nu știu dacă ar fi tocmai ok să le discutăm aici, dar avem încă o libertate de mai care da, nu se mai bucură foarte mulți europeni. Cum să nu? Hai să discutăm. Hai să vorbim despre lucrurile care sunt mișto la țara asta, trecând peste clișee, adică trecând peste că am inventat stiroul, că am descoperit insulina. Acum, în 2020... Bă, asta cu insulina nu știam, multe ce informații mișto mi-ai dat. Știam stilou, dar nu știam insulina. Da, da, da. Wow, insulina este descoperire românească. Oarecum. Ah, ok, mas o meno. Adică e român, dar era peste... Am avut și noi o implicare. În treaba asta. Foarte drăguț, canație. Mulțumesc pentru... Dar acum, în 2020... Uite, imaginează-ți că eu sunt pe punctul de a pleca din România. Cu greu mai putea convinge. Imaginează-ți doar, nu vă gândiți la nimic, nu plec. Cum mai convinge tu să rămân aici? Care sunt cele mai mișto chestii, cele mai mișto în primul rând, iartă-mă că te-am întrerupt, deci în primul rând, din cauza întârzierii economice pe care o avem, business-ul în România are încă foarte multe laturi virgine. Sunt foarte multe laturi neexploatate. Da? În România, cu siguranță... Uite, fii atent, îți dau un exemplu concret. Te rog. Zilele trecute, săptămânile trecute, am început să caut firme care decorează case de Crăciun. Ok. În primul rând că foarte puține firme au această chestie ca activitate business. Dacă dai search pe Google firmă decorațiuni case, n-ai să găsești decât decorațiuni propriu-zise de vânzare pe la toate magazinele online pe care le știi deja, dar nu firme propriu-zise. Și într-un final am reușit, sunând la o firmă care face neon sign-uri și chestii, de fapt ei m-au contactat printr-un mail și mi-au spus că ar vrea să încerce, și le-am spus, bă, hai să încercăm, dar nu numai că hai să încercăm, dezvoltați latura asta. Mă, eu mă așteptam când am dat search pe Google să-mi apară 10 firme. Da, decorez casa.ro, ți-am decorat pafară.ro, hai să-ți faci casa frumoasă.ro. Da. Te voi împodobi pe exterior.ro. Nume din astea interesante. Și 5-6 firme, înțelegi? Dar nu există firma. Într-adevăr, sunt unii care îți trimit bradul împodobit acasă, dar nicio poză reală, sunt doar referințe, că nu e nicio poză de la cineva din casă. De-am zis, zic, păi bine, domne, dar eu cum? Adică mă uit la un brad pe care tu probabil l-ai luat de pe Google din state și îmi spui că așa o să fie și al meu, dar nu e real. Da, da, uite, tu spui, băi, uite, avantaj, că din cauza întârzierii economice există raturi de business neexplorate, virgine. Da.
Dar te gândești că poate din cauza faptului că suntem în spate ca economie, nimeni nu stă, oamenii au grijă, au gânduri, au chirie de plătit, nimeni, sunt foarte puțini oameni în România care se gândesc la așa ceva, să apereze la o firmă profesionistă să-ți decoreze casa, poate nu e target. Am să-ți spun un lucru, pentru că asta mi-a generat, asta mi-au generat vorbele tale în cap. Succesul ăla mai mult decât media în viață este un risc. Și el în viață poți alege. Mă pot angaja și muncesc pe 1500 ron. Siguranță maximă, perioadă nedeterminată. Copilul mănâncă, soția mănâncă, cățelul mănâncă, eu sunt liniștit. Fac niște lucruri aproape standard în fiecare zi, nu risc mai nimic, that's the classic shit. Și mai ai riscul. Bă, nu mă angajez, am 5 lei și o să încerc să vând limonadă din ei. Da? Nu mă duc acasă să-mi iau ciocolată. Știi că am discutat la telefon înainte să fac acel vlog, da? Nu mă duc acasă să-mi iau o ciocolată, să-mi parc cu soția la un serial și să mă culc și mâine să mă duc iar la birou. Am două șanse. Din aia 5 lei să fac 100 de lei și deja să mă bucur și poate fac din 100, 300, 400. Sau să pierd toți banii și să mă duc acasă la nevastă și să-i spun: nevastă, am pierdut banii, dar am riscat să încerc să fim șmecheri. Ce facem că n-avem ce mânca? În viață ai două drumuri. Vrei să-l alegi pe la standard, alege-l, dar nu te mira de ce nu apare un brand scump în viața ta sau o mașină scumpă pentru că așa ți-ai dorit. Ai ales siguranța, n-ai riscat. Sau alege riscul, be a businessman, fie antreprenor, dar trebuie să-ți țuțuie un pic. Așa e, da. Înțelegi? Eu și în ziua de astăzi, Shelly, am momente când pun capul pe pernă seara și spun în felul următor: Doamne, ce o să fie mâine? Doamne, dacă mâine oamenii nu se mai uită la mine? Doamne, dacă mâine banca dă faliment și am pierdut toți banii? Eu nu am un contract pe perioadă nedeterminată și nu pot, dacă nu mai merge de mâine angajatorul meu, să mă duc la celălalt și spun: bă, uite, eu știu să stau la calculator, am 20 de ani de vechime la calculatorul lui vecinul, hai, pune-mă și pe mine la calculator la tine. Noi ne asumăm niște riscuri și de asta niște riscuri. Și, iar carierele noastre sunt extrem de efemere, Shelly. Chiar dacă sunt atât de... sunt un miraj atât de frumos și lumea zice: wow, bani, mașini, life at its best. Păi da, dar dacă nu ești atent și nu joci cartea bine, peste un an poate să fie de 5 ori mai rău decât e la ăla care muncește pe 20 de milioane pe lună. Îți credești și o reputație 20 de ani și poți să o strici în 20 de secunde. Și exemplele Shelly sunt nenumărate. Și nu vorbim numai de showbiz, vorbim de fotbaliști, vorbim de carierele efemere. Bă, dacă nu ți așteni cum trebuie, te prinde 35-40, te prind cu chiloți în vine. Și se dânăruie tot. Adică hai să nu ne mai uităm așa, să spunem: mamă, ei au reușit și nu s-au chinuit deloc și ce noroc. Este un risc dacă în viață vrei să faci mai mult decât media. Ce ai spune tu unui străin despre România? Dacă te-ar întreba: Dorian, spune-mi în două, trei propoziții, cum e țara asta? Este o țară, repet informațiile pe care le-am mai spus sub altă exprimare, în altă exprimare. Este o țară cu un potențial business uriaș, în tocmai din pricina faptului că sunt multe laturi încă neexploatate. Este o țară cu oameni frumoși și muncitori. Vezi că românii sunt foarte muncitori, chiar dacă sub imbold și trebuie, știi, împinși un pic. Și eu sunt român și eu muncesc mai bine când pui nu iaua pe mine. Dar suntem foarte muncitori. Foarte muncitori, spre deosebire de multe alte nații care nu sunt la fel de muncitoare. De pe de altă parte, sunt și alții care sunt mai muncitori ca noi. Da, uite, adică, îți dau o statistică, o dată oficială, care sunt convins că te va interesa sau te va surprinde, pentru că tu ești un iubitor al sportului. Tu faci sară, iubești sportul și cred că, bănuiesc că consider că sportul este vital în viața oricui. Obligatoriu. Românii sunt pe ultimul loc în Uniunea Europeană la făcut sport. Norocul nostru că nu avem foarte multă mâncare. Ok, că era nașpa. Care crezi că ar fi soluția aici? Pentru că o să vină din urmă niște probleme, vezi? Vezi cu ce probleme se confruntă americanii, că au o rată foarte mare a obezității, au toate lucrurile astea. La noi încă nu e așa, dar nu facem sport, începem să mâncăm din ce în ce mai multe mâncăruri nesănătoase. Pentru că încep să apară și pe la noi, că până acum le aveam. Exact, până acum nu le aveam. Care e soluția? Cum convingem românii să facă sport? Și aici, înainte de toate, permitem să fac eu o confesiune. Eu nu făceam sară înainte, știu foarte bine. După cum te-ai apucat și ca să poți să pui întrebarea asta? M-am apucat de sară tot la sfatul lui Dorian. Da, ai corect. Și scris de altfel, la sfatul tău.
Și de 2-3 luni, băi, mă simt mult mai bine. În fiecare dimineață după ce termin, eu fac seara dimineața, nu știu cum postul seara, eu n-aș putea niciodată seara, dar eu dimineața după ce termin seara, bă, mă simt mult mai fresh, mă simt mult mai bine și consider că sportul a făcut o schimbare foarte, foarte, foarte pozitivă în viața mea. Cum îi convingem pe oameni să facă sport? Mă, în primul rând, avem nevoie să ne mai occidentalizăm și noi ca să putem introduce sportul în viața noastră și eu cred că românii vor începe să facă sport un pic mai mult în momentul în care vor fi mai relaxați financiar. Până nu rezolvăm problema asta și aici, de asta n-aș vrea să intru în subiectul ăsta, că tu ești un pic mai politic decât mine, mie nu-mi prea place. Știi cât de multe, de fapt știi cât de multe sunt de rezolvat până când vom ajunge să reglăm economic țara. La o primă mână îți vine să spui, ok, păi creșterea salariului mediu și creșterea salariului minim pe economie probabil vor face și vor ajuta oamenii să se ducă mai mult la sport pentru că vor fi mai relaxați. Dar ca să crești salariile astea două, tu îți dai seama câte lucruri trebuie să se schimbe în întreaga asta roată a României. Că nu poți să crești pur și simplu. Cred așa, că relaxarea financiară, dacă ar fi să-ți dau un răspuns, cred că relaxarea financiară va trimite românii la sport. Ce îmi pare mie rău, Shelly, este că eu simțeam o îmbunătățire a României în ultimii ani. Eu simțeam că România începe să pedaleze. Mare atenție, nu trebuie să-mi fie înțelese greșit cuvintele. N-am spus că România s-a transformat într-o Elveție în ultimii ani. Nu, dar începea să pedaleze. Păi și de ce ești dezamăgit? Numai? Pentru că fix când începeam să pedalăm, a venit hâțul. Și ne-a distrus economic, cred că de mai rău decât niciodată. Nu știu dacă ne-a distrus chiar mai rău decât ori. Păi teoretic noi am mai fost odată distruși economic în momentul în care a venit 2007-2008, da? Da. Criza, da? Că în rest, din 89 încoa, nu am mai fost distruși, iar până în 89 eram distruși, punct. Da? Uh-huh. Din 89 am început să ne revenim din distrugerea comunistă, da? Și mergeam pe un trend ascendent garantat, că atunci când pleci din zero sau din minus, e garantat ascendent, da? Și era el așa, urca anevoios. Poate un pic mai repede când au început să apară facturile și când a început să devină pusă la punct birocrația. Și urca și urca și părerea mea este că de undeva din 2016-17 a început să urce mai bine. Da. Așa o simt eu, da, cred și eu simt că am început să ne dezvoltăm mult mai bine. Și a venit 2020 și sub pământ SRL ești nebun. Ți-e frică de coronavirus? Bă, nu mi-e frică de virus clar, cât mi-e frică de indisponibilizarea pe care o poate genera. Adică de faptul că... De faptul că două pozitiv, săptămâni mă poate bloca. Îți dai seama că noi suntem genul de oameni cu o muncă foarte flexibilă. Clar aș face vlog în fiecare zi. Azi mi-a mai ieșit un coș, mi-a mai crescut temperatura cu 0,1 grade. Am suflat muc pe narea dreaptă și era mai verde decât cel de pe narea stângă. Dar tot te indisponibilizează un pic. Și tot acasă stai și... Nu, nici nu vreau să spun informații care pot fi înțelese greșit. Nu mi-e frică de virus. E o chestie serioasă și o chestie care poate, ce mă sperie mai tare este faptul că am auzit tineri zguduiți de acest virus. Da, lucru la care nu mă așteptam. Adică știi, la început informațiile erau de genul, peste 45-50, dacă ești un diabet de gradul 2, dacă ești așa. Și uite, vorbeam cu fratele meu, ți-am spus, da, mi-ai spus de fapt că știți, mulțumesc că e medic, și mi-a zis, bă, Doriane, treaba a devenit serioasă pentru mine, el medic, da? În momentul în care un coleg de-al meu de 34 de ani, teafăr, sportiv, sănătos, tun, fără nicio boală, a ajuns la ATI. Și în momentul ăla, știi, s-au apăsat niște semne de întrebare în capul meu. Zic, bă, totuși, 34 de ani sănătos, frate meu, nu mă minte niciodată. Frate meu, genul de om care îmi spune totul verde în față, pentru că e medic, știi că ăștia doctorii sunt mai tranșanți, așa? Da. Și întotdeauna spune, nu mai faci aia sau dacă o faci pe propria răspundere, vezi că faci foarte rău din punctele alea de vedere. N-ar fi avut de ce să mă mint acum. Adică mi-a spus o informație serioasă. Și în momentul ăla mi-am dat seama că nu-i de glumă, dar pe de altă parte vuiești o lume întreagă că este un virus care nu va dispărea. Da? Tot ce putem face este să ne acomodăm cu el, este să se descopere vaccinul, organismul uman să se adapteze la mediu și să dezvolte anticorpi, poftim? S-au descoperit mai multe, sunt pe drum. Am înțeles că s-au descoperit, dar încă nu sunt testate final lot. Adică el deja există, da, și știu că tu noi cu am tare comandat. Și poți să-l iei să-l folosești? Nu, știu că România a comandat o grămadă de milioane de doze. Bun, dar am înțeles că ele nu sunt accesibile de către oricine. Ideea în principal sunt mai tii pentru cadrele medicale. Cu prioritate, pentru cadrele medicale, medicare. Eu pentru... mă refer la momentul în care vom găsi acest vaccin în farmacie și va putea fi administrat ca cel antigripal. Acolo se va ajunge. Și ți-l vei face în momentul ăla? Guvidul va rămâne printre noi.
Bă, și vrei să spun o chestie? Sunt copil de farmacist. Tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, era un farmacist, unul foarte bun, chiar cu niște rezultate extraordinare în facultate. Noi ne făceam vaccinul antigripal când eram mici, dar de când am rămas singur în viața asta, mama mea stă departe de mine, adică separat, nu departe, nu mi l-am mai făcut. Tu-ți faci vaccinul antigripal în fiecare toamnă, în septembrie? Nu cred. Nu. De ce? Pentru că ești imunizat de viață. Da? Organismul tău a făcut gripă de mai multe ori și a făcut anticorpii necesari. Din câte știu eu, așa se va ajunge și cu acest guvid. Probabil, da. Și atunci nu-mi dau seama dacă acum e ok să ne panicăm. S-au întâmplat și niște lucruri ciudățele. Știi cum e? Se închide restaurantul, dar sunt 5.000 de oameni la metrou. Nu știu, nu vreau să discut și să, și să cern, e un subiect sensibil, și așa să e. Cern alegerile astea. Nu pot decât să spun că îmi doresc să treacă cât mai repede această perioadă. E vital pentru noi toți oamenii și cred că visez cu ochii deschiși la ziua în care nu vom mai purta măști. Pentru că mă șochează, Shelly, cât de ușor ne-am adaptat la viața asta și cum, nu știu dacă doar mie, cred că mai multor oameni sau poate tuturor, dar mie cu siguranță mi se pare că așa am fost dintotdeauna și chestia asta mă... Adică nu mai ții minte chipul fără mască. Cum e posibil de 6 luni să purtăm mască și să ni se pare că așa trăim de când existăm? Mie da. Mi se pare că toată viața mea, eu pe stradă mi-am pus mască. Băi, trăim vremuri incerte, cu siguranță. Vremuri foarte ciudate. Și iarăși mișto e că trăim istorie, Shelly. Trăim istorie. Așa e, da. O să fie în manualele de istorie momentele astea. Bă, acum, vis-a-vis de super contenturile pe care tu le-ai făcut vis-a-vis de educație și felicitări așa, pentru asta. Mulțumesc. Să sperăm că o ajunge în manuale, cel puțin și în România, că știi cum e, ne putem trezi că trec 30 de ani și se învață tot de ce era în urmă, știi? Să vezi tot de... Înțeleg și vreau să zic, știi? Eu sunt totuși convins că anul 2020 va fi în manuale de istorie și se va învăța despre el. Ca ultima întrebare, ce planuri ai pentru 2021? Ai vreun plan clar? Shelly, nu am neapărat un plan concret pentru 2021. Voi lăsa frica și morcovul adânc intrate în sufletul meu să mă mâne așa cum au făcut-o și până acum. Consider că frica zilei de mâine este cel mai bun factor motivator pentru un antreprenor. Îmi doresc să mă apuc de cartierul rezidențial despre care am povestit. În momentul de față doar tatonez un pic piața să văd ce se întâmplă cu ea. Și undeva pe la începutul anului îmi doresc deja să achiziționez terenurile și să mă apuc de construit. Am înțeles. Deci, practic, un 2021 imobiliar. Un 2021 imobiliar pentru mine, da. Am înțeles. Și pe plan personal? Pe plan personal, să mă ajute Dumnezeu să mă mai duc în fiecare seară la sală acolo, cum ai zis tu, că nu înțelegi cum mă duc seara. Nu înțeleg, nu. De multe ori nici eu nu înțeleg cum mă duc seara. La mine e cotidiană treaba, Shelly. Când e cotidiană, trebuie să o faci atunci... când ai niște timp liber cu care chiar n-ai ce face. Pentru că o să vezi că dacă te ții 5-10 ani de sală, nu o să mai vrei să-ți începi ziua cu sala, care știi că e o chestie pe care o faci în fiecare zi și știi, cunoști fiecare exercițiu, da? Fiecare da. Milimetru. Și atunci spui, hai să mă duc să-mi fac treaba cu hype, să profit de energie și la sfârșit mă duc și acolo dacă îi mai avea chef. Ok, știi? Și pe plan sentimental, dar întreba personal, zis de sală, pe păi plan mai întreb pe mine de plan sentimental. Mai puțin și fac o decadă cu Babs, cu iubita păi, mea. Tocmai, ai vorbit mai devreme. Nu mi spune că Shelly o să-mi adreseze întrebarea. Tu îi spui Babs soțică, întotdeauna. Da, ce da, soțică, da, o spuneți. Da, da, și da, chiar da. Și în emisiune ai spus de ea că ar fi soția, soția ta. Da. Shelly, înțeleg întrebarea din ochi. Nu cred că ne vom căsători prea curând. Avem în accepțiune ideea de căsătorie în contextul în care vom vrea să întregim familia atunci când va apărea un mini popa, dar nu ne gândim la chestia asta ca la un lucru de făcut până când se va întregi familia, pentru că nu simțim nevoia. Și consider că sunt multe căsnicii cu acte și cu pix pus pe foaie care ar trebui să ne sune să le dăm niște sfaturi și după aceea să se grăbească să-și pună verighete pe deget și alte lucruri. Da? Avem aproape 10 ani de relație, fără niciun pix. O să sune telefonul în continuu acum, o să fie non-stop. Da. Consider, fii atent, o să spun o informație sinceră, care probabil va fi controversată înțeleasă. Eu cred că acel legământ de cele mai multe ori strică. Da? Eu așa cred. Eu cred că sperie, eu cred că inhibă, eu cred că panichează la nivel de frică de pierderea libertății.
din păcate, și nu vreau să fac din chestia asta o regulă, majoritatea apropiaților, prietenilor, care s-au bucurat de acest moment, au stricat relația pe mai departe. Interesant. Și nu au făcut decât să mă panicheze, să mă sperie. Nu vreau să dau numai acum, frică, că nu-i frumos. Da! Adică eu cu iubita mea ne înțelegem super bine, frate. Chiar super bine și n-avem nicio problemă. Am văzut o grămadă de oameni care s-au căsătorit și la un an, jumătate de an, chiar și o lună după căsătorie, s-a stricat tot. Am înțeles. Interesant. Și până la urmă vin și spun și eu, dacă îmi permiți o întrebare în propria emisiune, da? În propria ta emisiune. Te rog. Vreau să am și eu o întrebare. Care este schimbarea pe care o aduce căsătoria într-un cuplu și de ce este imperativă căsătoria? N-aș ști să spun, E doar un, e un gest de commitment, e o normă socială. Tu, și commitmentul n-ar trebui să fie aici? Păi ba da, dar în momentul în care ți-l exprimi, în momentul în care ți-l exprimi, se presupune că ești 100% hotărât. Nu, eu cred că doar te-ai obligat contractual. Păi, și nu consider că o relație ar trebui să funcționeze în baza unei obligații contractuale. Așa de multe ori un contract de business, Shelly, te face să faci niște lucruri pentru că sunt scrise contractual și zici, bă, hai, trebuie să fac și aia, da? Uh-huh. Și o faci. Dar poate inima ta n-ar vrea să o facă. E, vezi, așa e și cu căsătoria asta. Mă, dacă la un moment dat se întâmplă un declic în relație, de ce să nu lași lucrurile să se rezolve natural și să le rezolve un act care forțează resudarea sau împăcarea? Că probabil mulți zic, domne, păi te căsătorești că până la divorț poate te răzgândești. Bă, dar n-ar fi frumos să te răzgândești natural din inimă? Nu să te răzgândească un notar? Sau drumul până la notar? Sau aglomerația până la notar? Că claxonează unul, te enervezi și zici, bă, nu mai vreau la notar. Nu mai vreau să divorțez, că eu iubesc pe nevastă, eram doar nervos. Bă, eu vă doresc, îți doresc ție și cu Babs mulți ani în continuare de, ajută, de relație fericită. Îți mulțumesc foarte, foarte, foarte mult că ai acceptat să vii aici la emisiune și că am avut discuția asta super, super fresh. Am aflat niște lucruri noi pe care nici măcar eu nu le știam. Nu știam că tatăl tău a fost farmacist. Da, ai fost foarte sincer ca de obicei, ceea ce mă bucură foarte tare. Cheruțu, e bine și el sănătos? Da, e bine, băiatul meu. Și pe somnul un pic, păi dar noi când stăm la povești așa, el mai doarme, ce vrei și tu? Da, mă bucur că am văzut și pe Cheruțu, Dorian, îți mulțumesc tare, tare mult. Te pupăm, Shelly. Fraților, dorianpopa.ro, dați subscribe la Dorian Popa pe YouTube, postează vloguri zilnic și dacă aveți nevoie de un speaker motivațional, nu dați banii pe cursuri, nu dați banii pe alte prostii de genul ăsta, este suficient să urmăriți un vlog de al lui Dorian. Mulțumesc mult! Nu dați banii pe prostii, dați play lui Popa la copii! Vă mulțumim foarte, foarte mult! Ne vedem data viitoare! Vă pup! Show, 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 show.